Domnule Iordănescu, după 6 meciuri în mandatul dumneavoastră, mandat caracterizat până acum de multe probleme de lot și alte provocări, ce aveți în plan să schimbați pentru aceste ultimele două partide din Liga Națiunilor? Da, înainte de toate, clar că obiectivul numărul 1 rămâne calificarea la turneul final. Este clar pentru toată lumea. Îmi doresc să fie cât mai clar și pentru băieți, dar până acolo e un drum lung și greu. Ne l-am asumat. Din păcate, lucrurile n-au funcționat exact așa cum ne-am dorit până acum, dar sunt și lucruri pe care le-am realizat. Și ca și targeturi, e clar că ne dorim rezultate solide în această acțiune pentru a ne oferi o posibilitate cât mai bună pentru tragerea la sorți care urmează și, în mod cert, încet, încet, definitivarea unui nucleu cu care să abordăm preliminarele pentru Euro. Referitor la ghinioane, la provocări au fost și din prima zi, parcă de când am început colaborarea cu Federația Română de Fotbal, m-am lovit de probleme. În primul rând, la o zi după ce am semnat, am aflat de accidentarea lui Ioannis, a cărui absență o resimțim din plin. Traversa o perioadă foarte bună. Mai apoi, la alte 2-3 zile distanță, am aflat de decizia lui Nicușor Stanciu de a semna în China, jucător care la fel ne-a lipsit foarte mult. După care, problemele efective la acțiuni. Faceți aminte că am început în februarie cu problemele de pandemie și problemele grave de sănătate pe care le-am avut. 14-15 jucători cu probleme care nu s-au antrenat, n-au intrat în procesul de pregătire. Deși aveam o perioadă foarte importantă pentru a testa, a trebuit să ne repliem și să ne adaptăm la situație. După care a venit acțiunea din iunie, au fost probleme cu jucători importanți de accidentări. Man, care ne-a lipsit, a fost și Mihăilă, Sorescu. Sunt probleme Iulică, Cristea, care chiar la primul joc, după numai 10 minute, s-a accidentat foarte grav. Au fost probleme pe care le-am resimțit. Sigur, trebuie să găsim rezolvări, pentru că de asta suntem aici, dar nu a fost ușor și mai mult decât atât, mărturisesc faptul că acum la rece, după o analiză foarte profundă, complexă, a acțiunii din iunie, cred că am avut destul de multă neșansă și la cele 4 jocuri, 3 în mod special, pentru că unul, cum necum, am reușit să-l câștigăm, dar în Muntenegru a fost un joc neplăcut, inestetic, însă echilibrat și așa au fost toate jocurile în care adversara noastră a fost implicată, pe care o studiasem foarte atent și din păcate am greșit și am plătit. A venit jocul din Bosnia în care spun cu tărie că nu meritam să pierdem cel puțin un punct, dacă nu o victorie. Am avut control în foarte multe momente și ocaziile cele mai mari. Din eu, pe început de joc cu Finlanda, când am avut și bar, am ratat penaltii, dar în final am câștigat jocul și am avut ocaziile mai multe și mai mari. Și pot să spun că chiar dacă scorul a fost unul foarte greu de digerat, jocul de acasă cu Muntenegru, dacă avem puțină șansă, putem noi să conducem și vorbeam altfel la final. Ați menționat numele lui Nicolae Stanciu. Care a fost situația cu el mai exact în luna iunie? De ce a lipsit? Eu am vorbit cu el în mai multe rânduri și cunoșteam foarte bine situația. Dorința și-a asumat faptul că pleacă cu un contract în China, foarte avantajos financiar. Decizia nu îi putea aparține decât lui. Pentru mine nu a fost o veste bună, va din potrivă. Însă, chiar dacă l-am fi dorit foarte mult în iunie, problemele cu pandemia și restricțiile din China au blocat această posibilitate. Faceți aminte că era o situație foarte grea acolo și dacă el venea la echipa națională, la întoarcere presupunea stea minim 3 săptămâni în carantină, izolat, după ce deja el făcuse acest lucru și când a semnat și s-a prezentat la echipă. Ar fi fost o situație foarte complicată și atunci, din păcate, a trebuit să alegem această cale să ne lipsim de el. Sunt multe nume noi pe lista jucătorilor convocați. Ce vă aștepta să aducă aceștia în angrenajul echipei și care au fost principiile care v-au ghidat în a decide lotul de jucători? Da, în primul rând îmi doresc să consolidăm lucrurile bune, pentru că sunt și lucruri foarte bune. În același timp știu că echipa are nevoie să înțeleagă și să se înșușească reperele pe care noi le dăm, principiile, felul cum ne organizăm,
în teren, în afara lui. Toate lucrurile astea necesită timp, pe care din păcate nu-l avem, este foarte limitat. Îmi doresc să avem continuitate la nivel de selecție. Nu-mi doresc schimbări majore de la acțiune la alta. Din păcate trebuie să ne adaptăm la situațiile pe care băieții le traversează la cluburile unde joacă, la situațiile lor medicale și așa mai departe. Reperele sunt clare și criteriile de selecție la fel. Valoare, formă de moment și acum, mai mult ca niciodată, am mai adăugat un lucru pe care eu îl consider capital. Mentalitate. Și aici înseamnă dorința cu care se vine, ardoarea, ambiția, devotamentul, capacitatea de a oferi totul pentru echipa națională. Cine nu e dispus să vină pe jos la echipa națională atunci când este convocat, mai bine să nu mai vină. Îmi doresc să schimbăm mentalitatea, îmi doresc o altă energie, îmi doresc ca în viitor să dăm tot ce avem mai bun pe teren și să nu avem niciun regret, indiferent de rezultat, când ieșim să știm că am dat tot. Iar pentru asta e nevoie și de sânge proaspăt. E nevoie de jucători noi, tineri, care să aducă energie, să aducă lucruri pozitive, să se creeze emulație și am așteptări foarte mari de la jucătorii mai vechi, cu ștate mai vechi, la echipa națională și cu experiență mult mai mare, ca să îi ajute pe cei noi să se integreze și la rândul lor să fie niște repere pentru jucătorii tineri. Încet, încet, clar că obiectivul este în paralel să producem rezultate în această acțiune, dar să consolidăm acest nucleu cu care să atacăm preliminarele pentru european. Care a fost activitatea dumneavoastră ca selecționer după meciurile din luna iunie? Au trecut 3 luni de atunci. La câte meciuri ați asistat? Înainte de toate, primul pas a fost o analiză. O analiză cât mai clară, cât mai obiectivă, complexă, profundă, cum am spus mai devreme, pentru că doar așa puteam să tragem concluziile corecte și doar în urma acestor concluzii puteam să ne apucăm să căutăm soluțiile potrivite. Am revăzut împreună cu colegii mei din staff jocurile din iunie de cel puțin 5-6 ori fiecare. Concluziile au fost dure. În primul rând, o discrepanță majoră în ceea ce înseamnă capacitățile fizice. Din păcate am pierdut dueluri, din păcate nu am arătat bine la ceea ce a însemnat volumul pe care echipa l-a pus în jocuri ca și efort. Din păcate n-am avut calitate la efort, din păcate am avut adversari care ne-au fost net superiori în sensul ăsta, cu mai multe acțiuni în viteză, în alt rind, cu mai multe sprinturi, cu o intensitate mai mare în joc decât a noastră și, din păcate, ăsta este un lucru foarte negativ și foarte greu de gestionat, pentru că nu ne vin jucătorii și avem la antrenament 2-3 zile. În păcate, asta ține foarte mult de forma lor de moment, de starea lor și de felul cum noi îi preluăm. De gestionat și de modificat este foarte greu. Și atunci e un aspect care ne îngrijorează. Analiza asta a însemnat și alte concluzii, e clar, care nu au fost foarte pozitive și unde încercăm să intervenim într-un mod foarte accelerat, dacă pot să spun așa, și așteptăm răspunsuri rapide. Dar pe această temă fizică, din păcate, sunt foarte puține lucruri pe care putem să le facem. Am căutat soluții, eu spun că avem un set de decizii cu care acum suntem pregătiți să încercăm să le implementăm și ne dorim ca echipa să răspundă cât mai bine și să schimbe un pic fața pe care a lăsat-o și impresia pe care a lăsat-o în acțiunea din iunie, să ne recâștigăm suporterii și încrederea lor. Jocuri am văzut, inclusiv de Liga a doua, spun cu sinceritate, nu știu dacă mi-a scăpat un meci sau două de la Liga întâi, a fost deplasarea mea în Spania și atunci mărturisesc că au fost vreo două jocuri pe care n-am putut să le cuprind, dar în rest am văzut toate jocurile cu maxim interes, la fel cum fiecare jucător care activează în străinătate și care reprezintă o posibilă soluție pentru echipa națională este urmărit minut cu minut. Nu ne scapă nicio secundă din jocurile lor. Referitor la deplasarea în Spania, cum a fost experiența la Real Madrid? Unică.
unică. În primul rând a fost pentru mine o onoare să fiu acolo. Știți că și în trecut am apelat la astfel de deplasări pentru dezvoltarea mea profesională. Am încercat inclusiv din această experiență să câștig lucruri chiar care pot fi folosite pentru interesul echipei naționale. Și chiar dacă am călătorit foarte mult în trecut, am fost la cluburi importante, am interacționat cu antrenori extrem de importanți, chiar aș plasa această experiență de la Real ca și una unică. În primul rând am avut parte de o disponibilitate totală din partea domnului Ancelotti. Am fost până la urmă urmei la cel mai titrat club al Europei, condus de cel mai titrat antrenor ale Europei. Nu mai are nevoie de prezentări. Ce am însă apreciat extrem de tare a fost disponibilitatea dânsului, care în aceste puține zile cât am fost acolo mi-a fost alături și a deschis total porțile către munca pe care dânsul împreună cu stafful dânsului o fac la Real Madrid, în sensul în care am interacționat cu toți membrii staffului, mi-a arătat cum pregătește jocurile, mi-a arătat cum analizează adversarii, mi-a arătat cum își construiește ciclurile de pregătire, ce înseamnă o perioadă de precompetițională, cum face strategia pentru jocuri. Am participat inclusiv la ședința pe care domnia s-a avut-o cu staff-ul pentru pregătirea jocului care urma cu Betis. A fost o experiență unică. Și lucrurile astea au fost posibile, bineînțeles, și prin prisma relației familiale pe care noi avem cu domnul Ancelotti, dar o deschidere totală și au fost lucruri care efectiv m-au fermecat, dar în același timp au fost și lucruri care mi-au consolidat anumite idei și chiar am bucurat că foarte multe lucruri pe care și noi încercăm să le construim în activitatea noastră zilnică le-am regăsit la Madrid. O experiență fantastică și sincer am venit cu foarte, foarte, foarte bucuros pentru că am reușit să pătrund acolo. Cât de importante sunt aceste jocuri în contextul viitoarelor preliminarii pentru Euro 2024? E nevoie de extra motivare pentru jucători? N-ar trebui să fie nevoie de extra motivare, ar trebui să fie o chestie personală a fiecărui jucător. Când vii și reprezinți naționala, când reprezinți România și România, ar trebui să aduci tot ce ai mai bun în joc. Eu am încredere în potențialul acestui grup, am încredere în această generație, am încredere că este departe de a-și arăta capacitatea. Cred că în iunie a fost un context foarte nefericit, cum am spus, și marcat de neșansă, chiar ghinioane, aș putea să spun, însă sunt sigur că echipa națională are potențial de creștere, fără doar și poate. Și e foarte important, în primul rând, să producem rezultate, să fim eficienți, să ne consolidăm o poziție în grupă care să ne ajute la tragere și să ne recâștigăm încrederea. Pentru că traversăm o perioadă deloc fericită, s-au acumulat multe lucruri din trecut, campanii ratate, din păcate apasă, este o presiune care eu am resimțit-o în rândul grupului, al jucătorilor, încă din primul meu contact cu băieții. Din păcate trebuie să punem la o parte aceste lucruri, să arătăm putere, tărie de caracter și să schimbăm impresia lăsată, cum am spus, în iunie. Mai mult decât atât, eu aștept în continuare răspunsuri. Am primit răspunsuri clare în iunie, din păcate multe proaste. Sper că acum proporția să se schimbe și aștept lucruri pozitive. Ba, mai mult decât atât, fac o paranteză, pentru că m-ai întrebat mai devreme despre experiența din Spania. La un anumit moment, domnul Ancelotti m-a întrebat despre echipa națională și despre nucleul echipei naționale, despre jucători. I-am povestit în linii mari și a fost mirat de faptul că în acest moment încă regăsim un nucleu principal al echipei naționale. Nu mă refer doar la această acțiune din septembrie, foarte mulți jucători care evoluează la un nivel nu foarte bun. Avem foarte mulți jucători în Serie B. Din păcate, unii dintre ei și acolo au anumite probleme, însă îi impune. Și lucrurile astea nu sunt ok.
chiar mi-am spus, m-a întrebat în glumă care este obiectivul și am spus fără doar și poate calificarea la european și a spus ok, dar sunt foarte mulți jucători lipsiți de experiență internațională, lipsiți de jocuri cu miză foarte importantă și am spus da, însă puterea mea vine din faptul că eu cred că toți acești băieți au potențial de mai mult și pot ridica nivelul și am dorință ca în viitorul apropiat, cât mai apropiat ei să reușească să se impună acolo unde sunt și mai departe, pe termen scurt, să reușească să treacă, dacă se poate, la un nivel superior. Să avem cât mai puțini în serie B, cât mai mulți în serie A, pentru că avem nevoie. În iunie am avut parte, la fel ca și celelalte naționale, de un parcurs inedit, cu 4 meciuri oficiale, 2 deplasări. De această dată, veți avea timpul suficient pentru pregătirea duelurilor cu Finlanda și Bosnia? La echipa națională niciodată nu este timp suficient. Am convingerea că dacă aveam acest grup în mână la club și aveam zi de zi la antrenament, într-un timp foarte scurt, acest grup și-ar fi ridicat nivelul cu cel puțin 30-40%. Deci loc de progres este, cred, am convingerea asta, nimeni nu mă poate mișca în sensul ăsta. Din păcate, avem 3-4 zile. Avem 2 antrenamente, antrenamentul oficial cu tot grupul. Vin în etape, nu e ușor de gestionat, poate dimpotrivă, dar aș fi nedrept să invoc acest lucru acum, pentru că mi l-am asumat. Știam de la început ce înseamnă, știam minusurile meseriei și acesta este fără dor și poate cel mai mare minus. Deci timp nu avem. Ca să construiești repere, să implementezi automatisme, impulsuri, reacții, ca să construiești o anumită mentalitate, așa cum eu îmi doresc, ai nevoie de timp și ai nevoie ca să interacționezi cât mai mult cu grupul de jucători și cu jucătorii individuali. Din păcate, acest timp nu l-am. Și atunci încercăm împreună cu staff-ul să valorificăm cât mai mult fiecare secundă pe care o avem la discuții cu jucători. În teren, în sala de ședință, în discuțiile individuale, orice moment poate fi gestionat util pentru a ridica nivelul individual și, bineînțeles, colectiv. Dar cred că ce contează cel mai mult este mentalitatea. Felul cum ei vin aici, gândirea cu care vin, determinarea cu care vin, să înțeleagă că această generație, chiar dacă cine o cunoaște profund și eu o cunosc cel mai profund, știe că are potențial, dar trebuie confirmări. Și confirmările trebuie să le ofere ei pe teren. Pentru că altfel, rapid se va eticheta și această generație ca una care a ratat calificări. Și nu cred că ei își doresc asta și cu atât mai mult noi nu ne dorim asta. Eu nu vreau să fiu partener într-un nou eșec pentru echipa națională și vreau să contribui cât pot de bine împreună cu staff-ul la o nouă imagine, la un nou drum și la succes pentru echipa națională. Întâlnim adversarii împotriva cărora am avut cele mai bune prestații în această grupă, chiar dacă la Zenița evoluția nu s-a concretizat și pe tabelă. Ne mai pot surprinde cu ceva aceste două echipe naționale? Eu nu consider că ne-a surprins niciuna dintre ele, chiar dacă rezultatele din jocul cu Muntenegru clar că mă contrazic. Știam la ce să ne așteptăm, știam că sunt echipe deja formate și nu în formare, cum pare că suntem noi, echipe consolidate, echipe cu experiență. Finlanda a fost recent la un turneu final. Vedem la ce nivel joacă jucătorii Bosnii. Vedem Muntenegru cu ce jucători se pot lăuda și jucători care vorbim că au continuitate la nivel foarte bun. Asta ne dorim și noi. E important ca să pregătim cât mai exact jocurile, să încercăm să nu ne lăsăm surprinși și să aducem elemente de surpriză în joc, dar foarte important va fi organizarea de joc și atitudinea cu care vom intra în teren. Dacă ne vom organiza bine, dacă vom interpreta bine momentele de joc, trecerea dintre momente, dacă vom fi foarte exact la momentele statice și dacă vom elimina greșelile individuale, atunci vom avea o șansă. Ne așteaptă 2 jocuri de foc. Primul, cel mai greu și cel mai important va fi în Finlanda, pentru că ne ducem după victorie. Nu avem altă șansă decât victoria.
și încercăm, printr-un rezultat pozitiv, cum am spus, să ne recăpătăm încrederea, să recâștigăm publicul și atunci cu siguranță că vom avea alte șanse și la jocul de acasă cu Bosnia. Însă așteptați-vă din nou la un joc foarte greu. În Finlanda, cum de altfel am avut cu ei și la București. Am câștigat cu 1-0, am avut un set important de ocazii foarte clare, concrete, dar la fel a avut și Finland. Ce așteptări mai putem avea de la Liga Națiunilor? Ce am spus? Două rezultate care să ne ajute în perspectiva tragerii la sort. Așteptăm răspunsuri clare de la jucători, unii cu ștate mai vechi. Așteptăm ca să primim răspunsuri și de la cei noi, debutanți. Uitați-vă numai în poartă. Sunt trei portari pe care avem un lot, care toți trei pot fi debutați în orice moment. Sunt debutanți la echipa națională, fără jocuri. Sunt mulți jucători tineri. Am scăzut încă o dată media de vârstă față de iunie și de ce spun încă o dată? Pentru că la fel am procedat în iunie în comparație cu februarie. Sigur, la echipa națională e nevoie și de experiență și avem nevoie de jucători cu experiență care să reprezinte niște piloni în tot ceea ce încercăm să facem. Foarte important pentru mine și pentru staff ca să tragem linie după aceste două jocuri, să avem un tablou complet, să avem o analiză completă și atunci încet, încet, cum am spus, să configurăm un nucleu cu care să abordăm campania pentru Euro. Și nu în ultimul rând, ce am spus, să schimbăm imaginea lăsată în ei. V-ați sărbătorit ziua de naștere la două zile după eșecul cu Muntenegru. A fost cea mai tristă zi de naștere? Cu convingere spun că da. Am ales echipa națională dincolo de orice, nu știu, criteriu, argument financiar. Am ales cu sufletul, cu inima, dar și cu multă încredere. Încredere în munca pe care o putem face noi, staff-ul și toți de cei din jurul echipei naționale. Și încă o dată subliniez că am găsit condiții fantastice și nu sunt cuvinte mari în ceea ce înseamnă perioada acțiunilor. Am găsit oameni cu care pot avea dialog necenzurat. Am găsit un președinte, o conducere a federației și un director tehnic care în orice moment pe care în orice moment i-am apelat mi-a arătat disponibilitate, cu care am putut să stăm, să analizăm, să căutăm soluții și pentru mine asta e important, este extrem de important să am în jurul meu oameni cu care pot lucra, cu care putem aduce progres pentru echipa națională, însă perioada de după acțiunea din iunie a fost una foarte tristă pentru mine, probabil cea mai tristă. Nu am sărbătorit ziua de naștere, în ziua în care m-am născut, deși familia a încercat să-mi schimbe starea de spirit, nu a reușit și mărturisesc că a fost ziua în care, la fel ca multe altele, am încercat să revăd imagini din acțiunea din iunie. Ce e bun este că eu spun că am o capacitate de muncă destul de mare, am energie foarte mare, am orgoliu, am ambiție la fel de mare și am încredere că împreună cu băieții, cu echipa, cu toți cei din jurul echipei, cu echipa din spatele echipei, putem schimba destinul echipei naționale. Vă provoc să ne prezentați, folosind câte un singur cuvânt fiecare dintre ele, două minusuri și două plusuri ale naționale în baza experienței dumneavoastră de până acum. Mentalitate și încredere la minusuri. Potențial și caracter la plusuri. Dar te-aș ruga să-mi permiți să dezvolt un pic ideea. De ce spun să nu fiu înțeles greșit încredere? Pentru că lipsește. Lipsește cu desăvârșire. În sensul în care am găsit băieți care au fost dezamăgiți de campaniile trecute care și-au pierdut în timp încrederea, s-a consolidat o stare de spirit bazată pe lipsă de speranță. Mai mult decât atât, am spus mentalitate, da. Sunt lucruri pe care le-am spus lor atât individual cât și colectiv. Și anume că îmi doresc ca să ne dăm un restart, ca să lăsăm în urmă eșecurile care au erodat, care ne-au afectat, să ne uităm în față și să credem în destinul nostru. Dar pentru asta trebuie să luptăm. Trebuie să fim mereu în picioare, când pierdem să ne ridicăm rapid,
când producem lucruri pozitive, să rămânem stabili și să construim în jurul lor, pentru că doar aducând o mentalitate corectă în ecuație, avem șanse pentru a ne atinge obiectivul suprem și acela să ne ducem la un turneu final. De ce am spus caracter? Pentru că cunosc foarte bine deja acest grup de jucători și spun că are caracter. E un grup de jucători care are caracter, care are potențial, sunt jucători cu valoare, rămâne să o demonstreze.